Pompierii mehedinți se pregătesc populația pentru apariția situațiilor de urgență. Având în vedere că în orice moment fiecare dintre noi poate fi martorul unui eveniment nedorit, este necesar să știm cum să acționăm în timp util pentru a oferi măsurile de prim ajutor. Elevii la rândul lor trebuie să aibă cunoștințe solide despre modul de reacție într-o astfel de situație. În acest fel, pompierii au organizat noi competiții în care i-au implicat direct pe școlarii din județ. În această săptămână se desfășoară etapele zonale ale concursurilor cu cercurile de elevi, prietenii pompierilor și cu Viața mea apăr viața, organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. Concursurile au început cu întrecerile elevilor din orașul Vânju Mare, au continuat la Strehaia. Astăzi, pe stadionul Angelescu, se desfășoară în municipiul Drobeta, turnul Severin. Mâine se vor desfășura în orașul Baia de Aramă și se vor încheia vineri în municipiul Orșova. Avem două concursuri. Avem concursul cu Viața mea apăr viața și Prietenii pompierilor. La Viața mea apăr viața avem o singură probă, transportarea unei victime care trece peste un obstacol, ajunge la finea de finish. La Prietenii pompierilor avem trei probe de concurs. Pista cu obstacole, ștafeta. Aici sunt mai complexe deoarece participă în echipe. Fiecare școală vine cu o echipă. Poate să fie echipe de fete sau de băieți sau echipe mixte. Elevii de la școala gimnazială numărul 15 și cei de la Alice Voinescu sunt doar câțiva dintre școlarii care au răspuns cu promptitudine invitației de a participa la evenimentele organizate de ISU Mehedinți. Numărul 1 sare groapa, escaladează gardul, se bagă pe sub capcană, după care trece linia de sosire și ridică mâna. Da? Pleacă. Fără start, fără nimic. Doar o să ne dea. Nu zic eu acolo. Ia următorii fără start. Îmi place foarte mult sportul, am condiție fizică și am fost recomandat de către mulți profesori de sport și cred că e ceva utilitar care mă ajută în viață. Cât de important este ca voi elevii încă de pe băncile școlii să vă implicați în astfel de eveniment? Foarte important, deoarece trebuie să fii sportiv de mic. Cu ce vă ajută pe voi concursurile la care participați? Să fii mai încrezător, să... Să salvați vieți? Da. Pe mine m-a determinat să mă înscriu la acest concurs Murca în echipă. Doar atât? Da. Să salvezi o viață, se pare important? Da, foarte. Faceți la școală cursuri de prim ajutor? Da, avem și un concurs și ne-am înscris la el. Este al treilea an când particip. Și anii trecuți cum v-ați descurcat? Ne-am descurcat bine, am făcut muncă în echipă. Ne-am descurcat destul de bine și ne-a plăcut. Activitățile pompierilor mehedinseni nu se vor opri însă aici. În luna mai se derulează etapa județeană a competițiilor. Câștigătorii locurilor întâi se vor clasa la etapa județeană, ce va fi organizată în perioada 29-30 mai, tot pe stadionul Angelescu din municipiul Drobeta, turnul Severin. Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv și urmăresc dezvoltarea unor trăsături moral-volitive în rândul elevilor, cum ar fi inițiativa, curajul, spiritul de echipă, cât și disciplina și spiritul de fair play. Cu Viața mea apăr viața și Prietenii pompierilor sunt doar două competiții tradiționale organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, la care de fiecare dată școlarii din județ nu ezită să participe, pentru că doar așa își vor îmbunătăți abilitățile și vor fi în stare să salveze la nevoie o viață.